Vineri 4 noiembrie, la vreme de seară, Partidul Mișcarea Populară a lansat la Roman candidații cu care va intra în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Gazdă pentru activul de partid din Roman și cele 27 de comune ale zonei metropolitane a fost vicepreședintele PMP, inginerul Dorin Antal, candidat pe locul întâi la Senat. Pentru cei care încă nu mă cunosc, sunt Dorin Antal, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară, candidat poziția 1 la Senatul României din partea județului Neamț. Vă mulțumesc că sunteți aici, suntem oameni din 20 de comune din jurul Romanului și municipiul Roman. Activitatea, care a avut un grad de festivitate adecvat unei asemenea acțiuni mobilizatoare pentru un început de campanie, a demarat cu Tatăl nostru și intonarea imnului național al României. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adâncire, barbai de tira, barbai de tira. A fost prezentată lista cu care PMP Neamț va intra în campanie electorală la Senat și Camera Deputaților. Fața dumneavoastră aceste hârtiuțe, am văzut că nu le-ați folosit, asta este. Am trecut listele și apoi o să prezint pe fiecare. Ceilalți colegi ai noștri sunt la alte manifestări, în alte puncte ale județului, sunt în Piața Neamț, începe un mare festival de teatru la Teatrul Tineretului, avem la Bicaz, da? Și la Târgu Neamț. Manifestări și ne-am împărțit în toate locurile ca să putem ajunge la cât mai mulți oameni. O să vă citesc lista de candidați pentru alegerea Senatului. Locul 1, Antal Dorin, subsemnatul. Locul 2, Lupu Costache. Locul 3, Tatomir Alina Mihaela. Nu este. Locul 4, Ungureanu Cristian la Piatra Neamș. Locul 5, Dineț Marius. Acum o să dau citire listei de candidați pentru alegerile Camera Deputaților. Locul 1 și președintele organizației PMP Neamț, Dulama Laurențiu Cristinel. Este la Piatra Neamț, îmi pare rău că nu poate să fie cu noi. Locul 2, domnul vicepreședinte național și fost ministru al amenajării teritoriului și turismului, sau dezvoltării regionale și turismului, îmi cer scuze, domnul Petrescu Cristian. Poziția a treia, colegul nostru Bursuc Marius Marian. Poziția a patru, Crețu Mihai, este la Piatra. Poziția a cinci, Bighiu Silviu, Piatra. Locul șase, de la Roman, doamna Chelmuș Elena. Poziția a șaptea, Popa Andrei Tudor. Poziția a opt, Didila Elena, o să o vedeți pe Facebook, e foarte, foarte activă, are deschideri festive la Târgu Neamț. Poziția 9, Călin Cătălin Laurențiu. Și poziția 10, Gavrilescu Bogdan. Pe locul al doilea la Camera Deputaților, după Laurențiu Dulam, a fost trimis de Organizația Centrală un membru fondator al partidului, fostul ministru al Turismului și Dezvoltării Regionale în guvernul lui Traian Ungureanu, Cristian Petrescu. Candidez într-adevăr la Camera Deputaților pe județul Neamț. Sunt unul dintre cei care au contribuit la aducerea de fonduri în județ în calitate de ministru al dezvoltării regionale și turismului. Sunt profesionist în turism, am fost președintele Asociației Profesioniștilor de Turism în România și e adevărat că ceva mai puțin în Roman, dar în general în județul Neamț este nevoie mare de dezvoltarea turismului și mai ales de promovare, pentru că odată ce am rezolvat în bună parte infrastructura turistică, acum trebuie să și promovăm în așa fel încât turiști cât mai mult să ajungă în județul Neamț și odată cu ei să crească și bunăstarea nemțenilor. Activul de partid a fost mobilizat pentru intrarea în campanie electorală, cerându-i să o implicare totală pentru a determina pe nemțeni să voteze candidații PMP pentru alegerile parlamentare
pentru a da șanse partidului să intre în legislativ și la guvernare, situație în care partidul și-ar dori și postul de premier al României pentru Traian Băsescu, fostul președinte al țării.